După cum cunoașteți, am început în anul 2016 lucrările de asfaltare pe traseul Lungulețu, Ghergani, Colacu, Săbiești până la Bilciurești. Este un proiect al Consiliului Județean Dâmbovița, drumul este județean, era normal să-l asfaltăm. Anul trecut am avut un incident cu primarul orașului Răcari, care și-a permis să posteze de mai multe ori că ne dă bani guvernul Cioloș, Cioloș dă banii și Țuțuia nu asfaltează. I-am spus atunci că este mincinos. Banii erau de la bugetul Consiliului Județean, guvernul Cioloș nu ne-a sprijinit cu absolut nimic pe infrastructura de drumuri județene, dar noi ne-am făcut treaba atât cât s-a putut anul trecut. Anul acesta, colegul meu, domnul Oprea, a continuat investiția așa cum este normal. Vă fac precizarea că proiectul este depus și la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru finanțare prin Ordonanța 28/2013, fiindcă fondurile de la Consiliul Județean nu ne-ar permite să-l finalizăm, de exemplu, în acest an. Intenția noastră este să finalizăm pentru că e un drum important. Practic unește autostrada, Potlogi, Corbi Mari, Vipela, Lungulețu, Lungulețu, Răcari, Bilciurești și mai departe, dacă vă uitați un pic pe traseele pe care le-am făcut, putem merge spre Cornești, Cornești, Ploiești. Deci este extrem de important pentru cei care merg la să-și vândă produsele agricole în piețele din Ploiești. Imediat ce s-au reluat lucrările, domnul primar de Răcari a apărut pe stradă cu câțiva ciraci din echipa proprie, cei care o înjurau pe Claudia Gilia ca niște ordinari la alegerile din toamnă și a început să circule din poartă în poartă. Vedeți ce bun sunt eu, ce șmecher sunt. Am început să fac asfaltările și pe drumurile județene. De aceea am ținut să postez pe pagina de Facebook și am rugat pe colegii mei să preia informația corectă și am rugat și pe colegii de la Consiliul Județean să vină cu un comunicat de presă, care a fost distribuit către toată presa locală. Deci drumul județean, Lungulețul, Ghergani, Colacul, Săbiești, Bilciurești, este finanțat exclusiv de Consiliul Județean și domnul primar de Răcari nu are niciun merit. Și m-am săturat de mincinoși și de indivizi care își însușesc munca altora. Este furt ăsta și ne arată cam cine conduce Partidul Național Liberal în județul Dâmbovița. Un mincinos care își însușește munca altora. În general, am evitat să mă refer la situația altor partide politice. Dar pentru că s-au întâmplat aceste lucruri zile trecute, am să vă spun că Partidul Național Liberal se întoarce la tipul de comportament al Partidului Democrat Liberal din perioada Florin Popescu. Vom avea parte de același tip de discurs agresiv, de același tip de comportament despotic cu care avem de-a face acum la Răcari și de o tensionare peste limitele normale a vieții politice din Dâmbovița. Evident că nu avem nicio problemă în a face față unor dispute, indiferent cât vor fi ele de aprinse, și vă asigur că Partidul Social Democrat a fost și va rămâne principala forță politică din acest județ. O să vorbesc să-mi permite să desumflu puțin o situație ușor inflamată. Eu vă mulțumesc că nu ați dat așa o mare importanță anumitor comentarii ale colegului meu, domnul Adrian Țuțuianu, și la rugămintea a unui număr de colegi din presă care mi-au solicitat un punct de vedere, am decis că astăzi să lămurim aceste lucruri. E vorba de acel vestit de un județean
Cuvintele au fost mai dure la adresa mea, nu o să mă ridic sau nu o să mă cobor la nivelul acestor cuvinte, o să-mi folosesc limbajul propriu. Ideea este că niciodată, dar niciodată, Marius Caravețeanu nu a spus că realizează un drum județean. Și insist pe acest lucru, chiar dacă anumite postări au lăsat loc de interpretare și mai mult anumite afirmații au lăsat loc de interpretare. Ca primăria orașului Răcar să lucreze pe un drum județean, este infracțiune acest lucru și nu este posibil. Mai mult decât atât, atunci când am avut posibilitatea cei drept în vremuri din urmă, am lăudat activitatea Consiliului Județean pentru lucrările care le are pe raza localității Răcar la vremea respectivă, unele dintre ele în asociere cu Consiliul Județean. De aici și până a cataloga un coleg președinte de partid vremelnic ce-i drept ca fiind mincinos, este o cale lungă. Și am vrut să fac această precizare și o să continui cu acestea pentru a lămuri până la capăt dilema în care ne aflăm vis-a-vis de această investiție. Mi-aș permite să fac și o scurtă schemă vis-a-vis de circuitul banilor. Urmează banii ca să-ți dai seama. Pentru că a pornit această mică divergență de la o postare în care eu spuneam Cioloș de banii, Consiliul Județean lucrează și vă citez mot a mot. Ideea care, la vremea respectivă, și fără a intra în date precise, nu asta este important, ci e vorba de principiu. La vremea respectivă, înainte de 11 decembrie, Guvernul României a transmis în toată țara, dacă vă aduceți aminte, acea rectificare, o anumită sumă de bani. Sumă. Aceasta a ajuns la Consiliul Județean. De la Consiliul Județean trebuie obligatoriu să meargă la toate primăriile din județ și cu diferența într-o anumită proporție să o folosească Consiliul Județean pentru ce cheltuieli avea nevoie. De la Consiliul Județean cu siguranță va pleca, nu știu, pentru prime, pentru cheltuieli curente, pentru reparații și pentru realizarea unor obiective de investiții. Cum ar fi acest drum județean? La primării, din păcate, la primăriile conduse de colegi de Partidul Național Liberal, suma care a ajuns este zero. La drumul județean de la Răcar, n-am putea spune că s-au identificat bannotele sau fila de cec care a plecat de la guvern. Dar odată ajungi banii la Consiliul Județean dat de guvern, o parte au ajuns la drumul județean. Dragilor, nu înțeleg unde e minciuna spusă de Marius Caravețeanu, acesta fiind circuitul banilor la vremea respectivă. Pentru că domnul președinte Adrian Țuțuianu uită perioada în care mi-asumam riscul de primar al Partidului Național Liberal și îl însoțeam la obiectivele și acelea comune, dar și acelea făcute de către, în exclusivitate de către Consiliul Local. Eu în postura asta l-aș fi sunat pe partenerul meu de discuții și l-aș felicitat. Nu s-a întâmplat acest lucru, nu aștept în continuare nici scuze, nici felicitări, pentru că ăștia suntem, știți cum e vorba aia. Vis-a-vis de eventuala mea plimbare prin localitate și atribuirea acestei lucrări, vreau să-i aduc aminte domnului președinte de Comisie de Control SRI că în acest moment n-are nicio atribuție pe raza județului privind asfaltările. Dar primarul orașului Răcar va semna procesul verbal de recepție la finalizarea lucrării. Deci ca atribuții și responsabilități, cred că e diferența de la cer la pământ. Acum, nici șeful statului nu poate să mă împiedice să merg prin localitate, să discut cu cetățenii sau să analizez calitatea unei lucrări făcute chiar de către Consiliul Județean. Nu mă poate împiedica, da, păi un președinte de Comisie de Control SRI. Voi continua să fac acest lucru, voi continua să mențin linia,
Diferența între mine și domnia sa este că până acum, cel puțin, și sper că de acum încolo, nimeni nu mă poate acuza decât așa forțat, dar putem demonta de minciună. În sens invers, cred că ar fi multe de spus. Vreau să vă aduc aminte că în Răcari, domnul președinte Zuțuianu vine și a spus că a realizat școala Ghergani. Aș putea să vă spun că dacă nu arătam amplasamentul și nu-l invitam la inaugurare, nu știam unde era această locație. Deci diferența este destul de mare. Vis-a-vis de, vreau să nu folosesc cuvintele domniei sale, persoanele care mă însoțesc în localitate, de obicei merg cu cei din aparatul propriu al primăriei, nu cu persoanele care probabil cândva au avut o divergență cu doamna Gilia, la vremea respectivă candidat al Partidului Social Democrat. I-am avut o discuție cu domnia sa. Nu este necurat atât de negru, cum vrea cineva să-l arate. Dânsa s-a arătat mirată de amploarea pe care a luat-o acel, să zicem, incident. Eu, în numele locuitorilor orașului Răcari, mi-am cerut scuze față de domnia sa dacă s-a întâmplat un moment în care dânsa a fost jignită, lezată sau cum doriți dumneavoastră. Se uită prea repede că au existat momente în care colaborarea era bună și foarte bună între cele două instituții. Îmi pun întrebarea la acest moment când am fost onești, când am fost sinceri, când mi se propunea orice funcție în Partidul Social Democrat sau astăzi când sunt, nu știu, urmașul lui Florin Popescu. Apropo, acest lucru mă onorează.